organizzato, il termine basato a questo fatto di Roma si data per cerimoniale del film. Ambo nasa sao ne. Ambo na ko ma tsu ko sa ko ni. Yas. Ambo na ko sa ko ni ra su ko ra ko ko ra pa ko ko ni ni ta ko ni ya ni ta. Unul general am numărat să ne prezint să ne potrivim cu un staff cu altul batalion 43 aprovizionare și transport. Am numărat la mâna de prezență, pentru că la patrania am putut fi la comanda de postul 64 intendență. Două de brigada mea să mă prezint să vă potrivim cu un general cu matul de 30 la 33 la 35 în general. Am numărat să mă prezint cu un general de brigada, vă potrivim cu un șerban, cu matul de 254 la și miții de transport. Păulește. Domnule general de brigadă, am onoarea să mă prezint, sunt șeful de stat major al Centrului 83 de Mentenanță și înlocuitor la comanda centrului, locotenent colonel Gavriluț. Îmi pare bine. Am onoarea să domnule general, sunt locotenent colonel Antoche, șef al personal la comandamentul bazei 3 logistice, asigur funcția de comandant batalion 43 de aprovizionare și transport. Îmi pare bine. Domnule general de brigadă, am onoarea să mă prezint, sunt șeful de stat frontal și forțe de comandă la baza 3 logistice. Îmi pare bine. Oile, treci! Pentru noi te prezent toți! Domnul general de brigadă, unitățile din cazanul 4.8 Roman, în data pentru ceremonialul de numire în funcția noilor comandanți. Sunt locuitorul comandantului colonel Petru. Intonează imnul de stat al României. Comandantul Diviziei 2 Infanterie Cetica, domnul general de brigadă George Vișan, va da citire ordinului de numire în funcție a comandantului bazei 3 Logistică Zargidava. Mulțumesc. Ordinul șefului statului major general, numărul ST308 din 18 mai 2017, în baza articolului 75. Articolul 75 aliniatul 1 și articolul 78 aliniatul 1 din legea 80 pe 1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare a articolului 6 aliniatul 1 și 3 din MRU 1 pe 2
competențe exercitate în domeniul resurselor umane de către conducătorii, comandanții și șefii structurilor din Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin ordinul Ministrului Apărării Naționale, numărul MS-23 din 2010, cu modificările și completările ulterioare, următorii ofițeri se eliberează din funcțiile în care sunt încadrați și se numesc în funcțiile specificate în dreptul fiecăruia astăzi. Pe data de 15 mai 2017, colonelul de intendență, Cone Victor Mugur Cristian, din funcția de șef secție, doctrine în serviciul instrucție și doctrine la locțitorul pentru operații și instrucție al șefului statului major, din statul major al forțelor terestre, în funcția de comandant al bazei 3 logistice, Zargidava, a diviziei 2 infanterie Getica, din același stat major. Se mută în interes de serviciu, schimbă garnizoana prima dată în acest an calendaristic. Semnează șeful statului major general, domnul general Nicolae Ionel Ciucă. Vă rog să comandați probe pauză. Unități pe loc de pauză! Onorată asistență, distinși oaspeți, stimați camarazi, domnul colonel Cone Mugur Cristian s-a născut pe data de 3 martie 1967 în turnul Măgurele Tălărman. Studii militare urmate, Școala Militară de Ofițeri Activ Nicolae Bălcescu, Arma Servicii, Specialitate Intendență, promoție 1989. În cursul carierei dumnealui a urmat de asemenea cursuri de specializare în diferite domenii. Astfel, un curs de specializare al ofițerului de intendență pe problemele economiei de piață, cursuri de perfecționare a ofițerilor pe linie de mobilizare, curs avansat pentru ofițerii de arme și specialități militare, de asemenea studii universitare de master în domeniul științe militare și informații la Academia Forțelor Terestre, de asemenea a urmat un curs intensiv de învățare a limbii engleze, ulterior un curs de politică de securitate și integrare europeană, culminând cu anul 2011, când a absolvit Universitatea Națională, Facultatea Națională de Apărare, Facultatea de Comandă și Stat Major. În cariera dumnealui a îndeplinit următoarele funcții. În perioada 1989-95, ofițer 4 cu material de intendență la Batalionul 2 Radiotehnic. Ulterior, perioada 95-99, ofițer 3 cu aprovizionarea echipament la Brigada 41 Radiolocație. De asemenea, în perioada 1999-2003, ofițer 3 cu aprovizionarea echipament la Regimentul 2 Pontonier. Ulterior, a fost numit ofițer cu planificarea logistică la Regimentul 29 Artilerie Antitank. În perioada 2005-2006, tot ofițer de stat major cu planificarea, programarea bugetară și evaluarea structurii la Batalionul 290 Transport. În perioada 2006-2008, a fost mutat la Corpul 1 Armată Teritorială și a îndeplinit funcția de ofițer pe birou coordonare operaționale structurii puse la dispoziția NATO. De asemenea, în perioada 2008-2011, tot ofițer de stat major la comandamentul diviziei 1 infanterie Dacica, ofițer 4 în birou verificare capacității acționale. Ulterior a fost numit șef de birou doctrine și expertizare în secția doctrine și regulamente din stat major al forțelor terestre. În perioada 1 decembrie 2016, 1 februarie 2017 a fost împuternicit șef secție doctrine din serviciul instrucție și doctrine la stat major al forțelor terestre. În perioada 1 februarie 14 martie a fost împuternicit locțitor la acest comandament al bazei. Ulterior, în perioada 15 martie, 15 mai, șef secție doctrine din serviciul instrucție și doctrine din statul major al forțelor terestre. De-a lungul perioadei de carierei sale, dumneavoastră a fost decorat cu ordine națională și titlul de onoare astăzi, semnul onorific în serviciul patriei, emblema de onoare a logisticii, emblema de onoare a forțelor terestre și, respectiv, emblema de merit în serviciul armatei României. Am terminat. Urmează ceremonialul de predare primire a drapelului de luptă și comenzii bazei 3 logistică Zargidava. Unități, trăiți! Gara drapelului, formație! În fața formației, mărți!
domnule general de brigadă, predau comanda și drapelul de luptă al bazei 3 logistică Zargidava. Domnule general de brigadă, iau în primire comanda și drapelul de luptă al fazei 3 logistică Zargidava. Gardă drapelul, informație! Marș! Gardă la ite! Marș! Ordinului șefului stafului major general numărul SP-308, din data de 18 mai 2017. În baza articolului 75, articolului 75.1, aliniatul 1 și articolului 78, aliniatul 1, din legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, articolului 6, aliniat 3, din NRU 1/2, competențe exercitate în domeniul resurselor umane, de conducătorii, comandanții și șefii structură din Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin ordinul Ministrului Apărării Naționale, numărul MS-23 din 2010, cu modificările și completările ulterioare, pe data de 15 mai 2017, următorii ofițeri se eliberează din funcțiile în care sunt încadrați și se numesc în funcțiile specificate în dreptul fiecăruia astăzi. Locotenent colonel inginer. Chici Gabor Gabriel, din funcția de șef birou audit de sistem din secția audit intern teritorială numărul 6 Iași a direcției audit intern, în funcția de comandant al centrului 83 mentenanță S din baza 3 logistică Zargidava a diviziei 2 infanterie cetica din statul major al forțelor terestre. Se mută în interes de serviciu, schimbă garnizarea prima dată în acest an calendaristic. Semnează șeful statului major general, domnul general Nicolae Ionel Ciucă. Puneți pe loc de vot! Doamnelor, domnilor, stimați camarazi, domnul locotenent colonel Pic Gabriel s-a născut pe 7 ianuarie 1973 în Bacău, ca studii urmate de-a lungul carierei dumneavoastră, Academia Tehnică Militară, specializarea blindate și tractoare, 1998, de asemenea cursurile avansate de logistică de ofițeri, ingineri în domeniul mentenanța blindatelor, automobilelor și tractoarelor, cursuri intensive de limba engleză în anii 2004-2006, studii universitare de masterat în domeniul managementul structurilor logistice la Academia Tehnică Militară, studii universitare de masterat în contabilitate la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Ștefan cel Mare, Suceava. De asemenea, a urmat programul post-universitar de formare și dezvoltare continuă în audit public intern în domeniul științei militare, informații și ordine publică. Domnul colonel Pitch a îndeplinit următoarele funcții în perioada 1998-2001, șef al RPM la Brigada 15 mecanizată, Podul Minal, de asemenea, în perioada 2001-2008, ofițer 4 și șef compartiment conducere logistică la baterie 198 sprijin logistic, 2008-2009, ofițer de stat major la secția audit interteritorial numărul 6 Iași, 2009-2010, șef compartiment la aceeași secție, în perioada 2010-14 mai 2017, șef birou la secția audit interteritorial numărul 6 Iași. Ca decorații naționale, sistemul olimpic în serviciul patriei pentru 15-20 de ani de activitate. Felicitări, domnule colonel. Urmează ceremonialul de predare primire a drapelului de luptă și comenzii centrului 83 mentenanță S. Garda drapelului în fața formației, marș! Gardă drept, gardă înainte, marș! General de brigadă, predau drapelul de luptă și comanda centrului 83 mentenanță este.
domnule locotenent colonel. Vă predau comanda și drapelul de luptă al centrului 83 mentenanță Est. Domnule general de brigadă, preiau comanda și drapelul de luptă al centrului 83 mentenanță Est. Gardă, informație, marș! Gardă, cocoanele la data, înainte, marș! Dau citire ordinului șefului statului major general numărul SP308 din 18 mai 2017. În baza articolului 75, articolului 75.1, alineatul 1 și articolului 78, alineatul 1, din legea 80/1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, articolului 6, alineatul 3, din MR1 1/2, competențe exercitate în domeniul resurselor umane, de conducătorii, comandanții și cei din structură din Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin ordinul Ministrului Apărării Naționale, numărul MS-23 din 2010, cu modificările și completările ulterioare, pe data de 15 mai 2017, următorii ofițeri se eliberează din funcțiile în care sunt încadrați, mă scuzați, și se numesc în funcțiile specifice în dreptul fiecăruia astfel. Locotenent colonelul Stafi Dumitru Vasile Florin, din funcția de locțitor al comandantului batalionului 635 de apărare antiriană, specista al brigăzii 15 mecanizată podul înalt, a diviziei 4 infanterie Gemina, din statul major al forțelor terestre, în funcția de comandant al batalionului 43 aprovizionare și transport, Roman I Mușat al bazei 3 Logistica Zargidava, a diviziei 2 infanterie Cetica, din același stat major. Se mută interes de serviciu, schimbă garnizoana, prima dată în acest an, calendaristic. Semnează șeful statului major general, domnul general Nicolae Ionel Ciucă. Unități pe loc de os! Domnul locotenent colonel Stafi Dumitru Vasile Florin s-a născut pe data de 19 martie 1976 în Roma. Studii urmate de domnul colonel Academia Aviației și Apărării Antiriene Henry Founder, licențiat în profilul știință militară, specializarea cu neștiul organizației promoție 1998. Dar în carierei au urmat cursurile de bază la martire de strategie antiriene, ulterior cursul avansat de comandant batelii la strategie antiriene, cursul de stat major în 2010, de asemenea Universitatea Națională de Apărare Carolinii, Facultatea de Comandă și Stat Major, în 2014. Ulterior, în cadrul Universității Naționale de Aflare Carolinii, au urmat un curs de specializare în doctrină NATO la Departamentul Regional de Management al Crizelor și Operații Multinaționale. De asemenea, domnul colonel, pe lângă studiile militare, a urmat și studii civile la Universitatea din București, pentru că cercetăm simbolul la votul de perfecționare a personalului din învățământul militar, de Departamentul de Pregătire a personalului militar. Sunt intervinte de domnul colonel, în perioada 1998-2003, comandantul domnul la centrul 373 instituții de organizare, ulterior, în perioada 2003-2008, comandant strategie la Sarajevo 733 de apărare antiriană, totul dat la cele batalion, șef compartiment al batalionului 735, șef al operațiilor la același batalion, din 2014, ofițer al comandului batalion. Declarații naționale și de onoare, semnul onorific de serviciu statului pentru știu pe geam de activitate. Urmează ceremonialul de predare privire a drapelului de luptă și comenzii batalionului 43 aprovizionare și transport Roman în 3 în 6. Da, acolo, în fața formației. Marș! Da, de la aici! Marș! Thank you.
domnule colonel. Vă predau la comanda și drapelul de luptă al batalionului 43 a funcționarii de transport Roman Năstâni. Domnule general de brigadă, iau în primire comanda și drapelul de luptă al batalionului 43 a provizionarii și transport Roman I Mușat. La drapelul de luptă în formație, marș! Cadă înainte! Marș! Cadă înainte, marș!